Nu știu dacă ți se întâmplă ție, dar mie mi se întâmplă foarte des să mă trezesc dimineața și în criză de timp să mi se pară o veșnicie să desfac tubul la o cremă și să aplic crema. Ei bine, Cetaphil s-a gândit la lucrul acesta și a creat cremele cu un dispozitiv cu pompiță. Deci nu mai trebuie să deșurubezi, doar apeși și ți-ai dozat crema de care ai nevoie. Plus aceasta, aici este o gradație și în funcție de câtă cremă dorești să-ți dozezi, îți ajustezi dispozitivul. Da, deci nici 15 grade nu trebuie să sucești, că s-a închis crema și s-a deschis. Foarte simplu. Aceasta este o cremă de la Cetaphil cu acid hialuronic care se aplică dimineața. Este și varianta de noapte și varianta care se aplică în jurul ochilor. Eu o folosesc și dimineața și seara pentru că îmi place senzația pe care o dă această cremă. Deci după spălare, folosirea apei micelare, aplic și Cetaphil crema cu acid hialuronic și simt senzația aceea de furnicătură. Parcă mi s-ar injecta acidul hialuronic în față. Ca să trecem la și coreți pe care trebuie să-i aplicăm în tratamentul tenului acneic gras, se începe cu gelul de spălare. Gelul de spălare exfoliant, acesta conține microparticule fine, înlătură particulele moarte, pielea moartă de pe față, curăță în profunzime. Se recomandă dimineața și seara, însă dacă observi că pielea ți-e prea uscată, poți să-l folosești doar seara, iar dimineața să folosești spuma. Eu recomand să le ai pe amândouă în trusa ta de produse dermatocosmetice și să folosești gelul seara, dimineața spuma. Spuma este una delicată, ai impresia că e așa de delicată că nu poate să înlăture impuritățile, însă lucrul acesta nu este adevărat pentru că dacă folosești spuma și după aceea dai cu discheta cu apă micelară, nu se ia nimic de pe față pe dischetă. Adică, chiar dacă folosești un fond de ten, după ce aplici spuma, pe dischetă nu mai rămâne nicio urmă de fond de ten. După ce am curățat fața, folosim dimineața varianta Cetaphil Pro Spot Control, este crema matifiantă cu factor de protecție. Factor de protecție folosim nu numai vara, pentru că și toamna, și iarna, și primăvara sunt raze ultraviolete care acționează asupra feței noastre și dacă avem coșuri, razele ultraviolete acționează pe fața noastră și lasă urmele la coșuri, chiar dacă coșurile au trecut. Deci e recomandat să se folosească o cremă cu factor de protecție. Aceasta este o cremă matifiantă care nu doar matifiază, dar dă și strălucire naturală a tenului. Eu recomand să iei o cremă matifiantă oarecare și crema matifiantă de la Cetaphil și vei observa efectul acela de luminositate naturală, vitalitate a tenului. Dacă gelul exfoliant se pare prea puternic, eu recomand să se folosească în fiecare seară gelul de spălare de la Cetaphil, spuma de curățare dimineața și o dată de două ori pe săptămână gelul exfoliant seara. Foarte impresionant este că cei de la Cetaphil au și loțiunea de curățare. Aceasta poți o folosești fără apă, deci aplici pe față și ștergi cu o dischetă, atâta tot. Deci dacă ești în călătorie și dorești să te spui pe față, aceasta este numai bine recomandată. Poate să fie folosită și de copii, numai că la copii sub 3 ani se recomandă să se folosească cu apă. Mai este și loțiunea hidratantă, deși este recomandată, deci aici se vede corp, poate fi folosită și pe față. Loțiunea hidratantă pătrunde până adânc în piele, hidratează pielea, poate fi folosită și pentru pielea psoriazică. Ca și rezumat al brandului Cetaphil, recomand așa, gelul exfoliant de spălare de două ori pe săptămână, gelul de spălare în fiecare seară, spuma de curățare dimineața, crema matifiantă dimineața și la fel cu acid hialuronic dimineața. Acestea ar fi cele, o schemă foarte simplă de aplicare a tratamentului corect dermatocosmetic, însă poți să folosești și loțiunea hidratantă pentru ten și dimineața și seara, dacă pielea ta este foarte uscată sau necesită o hidratare mai profundă.
cam atât despre brandul Cetaphil și produsele lor. Ți le recomand să le folosești și să le testezi.